Elena m-a contactat, a spus că este o tentativă de închidere. Plătești că cea mai mare tragedie care va fi atunci când se vor închide bibliotecile, atunci nu mai face să mai trăiești pe pământ, dar că biblioteca nu va fi. Asta este centru spiritual care îl separă pe om de la, animal până la civilizație. De la om. De aceea eu am venit cu un grup de elevi care au înscenat, dacă o să îmi permite, doamna Elena, pe 10 minute, o să vorbească puțin despre carte și o poveste mică, înțelepciunea cărții și care rog ca să fiu așa, cu cine să nu mai vorbesc.